Mi-aduc aminte, trebuie să fac o mărturisire. Um, nu știu, în America la un moment dat am văzut, la începutul anilor 90, și mă uitam la tine ca la, o, ca la un extraterestru. Știi de ce? Mm. Pentru că era în lumea ca peștele în apă. Mie mi-era teamă de tot ce vedeam, eram și foarte tânăr, dar diplomați, oameni americani importanți, tu erai parcă erai la tine acasă. Ai avut asta din dintotdeauna, apropo de cariera ta și. Nu, adică... ne-am început ca inginer la Energomontaj, de unde să am? Dar știi cum e vorba aia, te aruncă în, în apă și mm -hmm. după aia înveți să noți. Mm -hmm. Adică, trebuie să fac treaba, am făcut treaba. Și adevărat că și americanii... Stai un pic, Mircea, că... Erau, 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 adică, cum să zic, văzându-mă atât de tânăr, și pe mine mm -hmm. și pe Mihaela, și văzându-ne că sunt un pic... Că suntem bine intenționați, că vrem să facem treaba. Mm -hmm. și că suntem un pic pierduți în spațiu, fie vorba între noi. Apropo de... Da, dar nu te dai deloc impresia asta. Eu eram, trebuie să recunosc că... Nu, într-un fel te obligă viața mm -hmm. când, când ești forțat să noți, noți. Și, doi, au fost foarte drăguți. Adică ne-au adoptat, într-un fel, bă, niște oameni tineri, mm -hmm. niște oameni care vor să facă treabă și au chestia asta în ei. Uh, uh, le plac oamenii care vor să facă treabă. Și atunci ne-am potrivit și de acolo și adaptarea da, la mine. Da, mă uitam eu. la tine și zic, Dumnezeule, și România a avut doi, trei diplomați pentru că ai fost diplomat de carieră care. În mare lumea americană și nu numai ei s-au descurcat absolut și mă uitam la tine și zic Dumnezeule ce bine că avem un om ca ăsta Nu e laudă că după aia dacă începi la politica din România nu e de bine Acolo nu... Dar de ce să nu fie de bine? Uh, nu, nu, e de bine în sensul că... nu. -a nu a Să-l și... pe cineva pe merit e bine, să Ai, critici e cineva just, just este iarăși bine nu, Dar tu nu acolo erai ca peștele în apă în timp ce în politica din România băieții te-au luat și te-au făcut franjuri Trebuie să spunem asta. Da și nu, dar uite-te uite puțin la mine. Nu știu pe cine, pe cine a făcut franjuri. Și mai e o chestiune. -i, -i un pic. Mai e o chestiune, da, da, da. Eu nu vorba, nu E un pic. E o vorbă românească. Ce nu te omoară, te întărește. E adevărat. Și cred că în viața acum nu mai sunt nici atât de tânăr, dar sunt un pic mai solid pe picioare. Întotdeauna e o șansă de un nou început. Problema e, e să nu e... arunci prosopul ca la box. E să adevărat. nu te predai. Dacă vrei să faci treaba și neapărat politică, orice... Viața este făcută și din bucurii și din necazuri, și din succes și din eșec. Și dacă la fiecare bucurie crezi că ești cel mai deștept de pe planetă, și greșești, că toată lumea ta și, și pe tot... atunci când, 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 ești franjul, vorba ta, da. crezi că ești franjul în perpetuitate, iarăși e o greșeală. Te scuturi de asta, mergi mai departe. Tu ai avut capacitatea te... de a face asta. Pentru da. că în 2009 te-au furat. Da. Și pe mine m-a surprins. Dar, încă prea... e, e, adică, e. Ce să fac? Să mă duc și să mă reîntorc păi cu, 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 cu trecutul? Nu are rost. Nu, mă uit nu, la nu, viitor. Nu, 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 că nu era vorba de. Nu, dar eu spun atunci, în momentul 2009, te nu vine să cred că au trecut aproape 14, să fac 14 ani. Mici mie, mie 14 ani. Uh, nu, dar eu te știu și exact ce spuneai. Întotdeauna mergi mai departe. Tu atunci mi s-a părut că ai cedat prea ușor când era atât de evident că te au furat pe față, sufrageria loprea, oprea, tot ce s-a întâmplat. Ți s-a făcut lehamite, a fost nu. greu să te lupți? n-ai mai nu, am luptat, să... m-am luptat, dar întotdeauna m-am luptat cu armele democratice. Și e ca și cum ai fi, te-ai lupta cu o mână legată la spate. Când toată încrengătura care s-a dovedit după aia, a fost și un raport al Parlamentului. Chiar regret că... adică nu e, nu e ca să-mi facă mie dreptate în trecut, că nu, mă uit în viitor, efectiv momentul 2009 și momentele de politici, bune și rele, încerc să învăț din ele și să mă duc mai departe. Ce se fac? Să înseamnă că nebunești, dacă stai cu minte acolo. Dar cred că, într-un fel, sacrificiul uh, la care am fost eu supus, și probabil că și țara a fost supusă, că ar fi fost altă direcția țării, poate că, într-un fel, e o lecție ca să nu se mai întâmple astfel de porcării în viitor. Și poate că democrația românească astăzi este un pic mai solidă, e perfectibilă, fără îndoială, pentru că am înțeles cu toții, cred, și sistemul, și parasistemul, și toată lumea, că e o limită la ceea ce ai dreptul să faci într-o democrație. Deci, eu cred că. Crezi că s-au schimbat lucrurile în bine din punctul ăsta de vedere? Eu cred că rom democrația românească este ceva mai solidă. Nu e atât de solidă cât mi-aș dori. De ce? Pentru că acolo sunt și chestiuni de cultură mai veche, sunt totuși 30 de ani, nu-i mult. La scara istoriei, nu-i mult. Uh, există în continuare o mare diferență între alegeri, ca proces democratic, care astăzi cred că sunt mai ok, cred că sunt mai ok, sunt, sunt ok-iși, okay hai să zic așa, în termen uh -huh. anglo-american. Problema este că nu văd suficient de multă implicare civică și democrație între alegeri. Cred că acolo este încă un De ce tămar. am ajuns? Că, într-adevăr, nu există niciun fel de implicare. Adică, pentru, că... Că, pentru că avem, avem o, o cultură, uh, cum să spun. Uh, Bazată pe lipsă de încredere, în principal. Am făcut niște măsurători recent, în România și în alte țări, dar în România e foarte, foarte interesant. Când întreb românii și româncele pentru anul care a început, Bă, ce părere ai, pentru tine ca persoană și ca familie, cum o să fie? Și spună să fie ok. Când îi întreb ca țară, spune că o să fie dezastru. Deci, când îi întreb pe român și pe româncă, individual, spune am să mă descurc, ăsta e cuvântul. Și când întreb, ca și grup, ca și comunitate, ca și națiune, spune că o să fie foarte, foarte greu. De e undeva o problemă de entropie, o problemă de încredere. Și lipsa de încredere în instituții și instituțiile de multe ori dau uh, apă păi la și La nivel de leadership, mi-aduc Mi aminte politicieni, așa cum erau, chiar dacă atunci ne luptam cu ei sau era o luptă acum uh, 14 ani, da? când au fost. Și ce se întâmplă acum? Ți se pare că ca, ce vine din spate? Ce aduce România? Pentru că eu vorbesc, se vorbește, bineînțeles, și o să vorbim despre asta, despre candidatura în 2024. Dar mereu aud, doamne, nu cred că va candida, că nu are ce să caute aici, asta e primul lucru. Este secretar general adjunct al NATO, poate să aibă în continuare funcție acolo. Adică am ajuns până acolo încât să se vorbească, domnule, ce să caute Joana în țara lui. Cam așa se pune problema. Din păcate. Nu știu. Uh discuțiile despre politica românească o să le face la momentul potrivit. Eu mai am treabă de făcut la NATO, e nevoie de mine acolo și e și o perioadă complicată, e nevoie de mine acolo. Și mă gândesc în principal la jobul pe care l-am. Dar răspundeți. e o întrebare de fond ceea ce spui tu. Eu cred că suntem într-o perioadă în care încrederea în politică, în politicieni, în parlament, în instituții, atât de jos, da. cât unui tânăr sau unei tinere care ar fi oferite azi să zic, să meargă către politică, se gândește de cinci ori. Adică, ce spune tu despre mine, își pune o întrebare cineva care spune, mă, între a mă face jurnalist, a începe un business, a emigrat din țară. Revin și la subiectul acesta care e foarte dureros, e foarte complicat. Cred că cea mai gravă problemă a României asta este. Asta este. Problema depopulării României și păi, și atunci, și atunci plecat atunci, să studieze în străinătate, adică nu ne ascundem nu după de... Nu, plecat decât. să muncească. Nu toată lumea studiează. Să studieze și să muncească, să muncească până no? la urmă. Și atunci problema este că lipsa de atractivitate a politicii face ca resursa umană care merge către politică să fie tot mai puțină, numericește, și mai slabă calitativ. Asta nu înseamnă că cei care sunt în politică sunt, nu, sunt, nu sunt suficient de buni. Deci că trebuie... îi spun eu că nu sunt. Bă, unii sunt. Care și sunt aia? Păi uite, și tu ești într-un fel, fără, fără să-ți dai seama, unul care contribuie la ideea că toți politicienii sunt. Nu, da, eu, eu știu din 90, așa cum te știu, știu. pe Știu. Deci, mie nu-mi place să generalizez. Bun. Așa că nu-mi place să-i să nu aud gen... pe alții vorbind despre români generalizând. Corect. Nu-mi place nici despre politicieni să spună, sunt unii buni, unii răi. Oi, răi. Știm ce să facem cu ei, oia. bun, trebuie să-i punem în valoare, să-i și -i lăudăm un pic o floare nu se face primăvară. Dar poate mai nu multe flori. Poate mai multe Sunt flori. două flori de colț și alea mici. Și poate sunt păi, mai multe. Și poate mor... unele se ascund <laughs> sub, 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 sub <laughs> Așteptăm mai unele bune. Unele sunt uh, sub omăt, dar nu mai ninge acum, A, nu putem poate, să ne... că, Poate că unii și-ar ar, ar, și -ar schimba și comportamentul dacă ar avea condiții mai bune. Eu, eu cred că este în continuare potențial în țara asta, uh, și în politică, și în jurnalism, și în business, și la oameni. Și, oameni, necăgiți. Ești optimist, dar nu vreau să ne certăm în seara asta de la început. Poate nu ne certăm cum... mai acolo. Dacă n-aș fi fost optimist în viață, aș fi renunțat de mult la viața publică. Sunt și eu trebuie un, să recunosc sunt, că merg întotdeauna înainte, dar nu mai sunt atât de sunt, optimist. Sunt un optimist profund, mm. dar sunt un optimist realist, vaccinat și pățit. Temperat, <laughs> cum era clima temperat <laughs> continentală, da, știi așa? Da, e. Da, știi cum e. Păi uite, eu... vecinul bine temperat. Tu nu vrei să vorbești despre politica românească? Am înțeles ba, pot vorbi, ia. pot vorbi despre, Bun, nu, politica nu, în România, dar nu, nu, că, nu, nu te iau tare de la început, dar sunt în câteva întrebări care trebuie... Așa, pe final, te pregătesc pentru ce urmează. dar uite, scrie aici, patru obiective strategice identificate de Mircea Gioană. Cinci. Eu am găsit patru în materialul ăsta aici Ai, mai. cu... Nu, când spui că, le spun, că, le spun după emisiune că România cinci devine mai subredă și vulnerabilă în interior. Ce mi se pare perfect adevărat. Și când spune asta un, un român care este uh, al doilea om la NATO, no, mi am se spus, pare mai atât. Spus, am spus că este un paradox românesc. Uh, dacă te uiți la economia României cu toate Curbele care au avut loc și recesiune și pandemie da. și acum război Dacă te uiți la cifrele agregate cu cât a crescut economia României Ea a crescut din momentul aderării la Uniunea Europeană și la NATO Undeva de cam de patru ori um, um, Și marile orașe se simte Se simte Bucureștiul e transformat, Clujul e transformat, Brașovul, Constanța, Craiova, Iașu, Orașele mari, uh, Sibiul Adică sunt, sunt orașe unde se simte avuția și că s-a întâmplat ceva dar problema mea este că uh, țara este mai uh, inegală din punct de vedere dezvoltare între orașele mari și orașele mici și, și mediul rural, mai mult decât înainte de integrare. Și am spus, România este uh, în UE este protejată de NATO și chiar este protejată de NATO. Suntem în cel mai bun moment al istoriei noastre. Fără îndoială. Și paradoxul românesc este că economia crește, avem securitatea țării asigurată prima oară de când e neamul ăsta pe pământurile astea și totuși țara se fracturează. Adică e o parte de Românie care se duce înainte și își vede de treaba ei și o parte de Românie care este practic abandonată. Și acest nu este un mesaj social, ce spun eu, sau social-democrat. Este o realitate. De ce se întâmplă asta? Se întâmplă pentru că, pe de o parte, am crezut și noi în dogma asta, în, într-un jargon economic, spune laissez economics. Lasă că o să decidă el capitalul și o să decidă ea piața unde să se aloce resursele. Greșit! Pentru că evident că trebuie să lași capitalul să meargă acolo unde se reproduce cel mai bine. E o chestiune bazică, de basic a capitalismului. Dar faptul că tu, de fapt, prin această politică, o politică care a fost o dogmă ideologică, transpartinică la noi, pentru că a fost importată de afară. Așa este. Tu ai lăsat, de fapt, să moară cu zile. Milioane de români care trăiau și încă mai trăiesc în orașe mici și mijlocii, la țară, Calitatea școlii la țară și în, în zonele defavorizate este, este mult mai proastă decât în vremea comunismului. Și atunci lumea a plecat pe capete. Tu ai fost plecat, dar să știi că există România educată, îmi pare rău. Nu, 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 nu mușc ironii politice. <rântică> dar, dar nu e nu, 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 nu ironie dar, politică, există România dar spun, educată. Dar spun încă o dată, paradoxul ăsta de care Bun. vorbesc acolo este că e efectiv... Țara crește, țara este în siguranță, țara Micea, este. este... Ai discursul nu. unui candidat la președinție. Nu, eu spun... nu. Am discursul unui... om. nu dar numai am și eu punctul meu de vedere. Om. Ba da, dar... Mersi. Uh, e, sunt, e, discursul unui om care ține la țara lui. Și care miroase. Eu sunt educat. Când tu ești uh, cel mai bun, probabil, în sportul tău. Și ai miros, ai flerul tău. Mi-aduc aminte sângeros. de când făceam Ai, da. ai, ai, ai tău. Un sport sângeros, da. da. Efectiv, ai, ai flerul tău. Eu am flerul meu la, la ce am fost eu educat să fac și ceea ce mi-a oferit viața ca, ca, experiență. Eu simt riscul și oportunitatea. Asta e meseria mea. Am niște radare undeva, educate și crescute, poate că e și de la părinții mei sau de la Dumnezeu știe cine înainte, în care eu simt riscul și oportunitatea. Și ceea ce mă face să fiu atât de explicit, în un moment în care se poate face mult mai bine, e să spun că simt și risc și oportunitate. Și riscul ăsta este dat de faptul că România se depopulează,